Bună seara, dragii mei telespectatori! Iată-ne din nou la Sinteza Săptămânii, o emisiune, prima emisiune pe anul acesta din 2017, o emisiune în care vom discuta o mulțime de evenimente. În primul rând, facem o sinteză a evenimentelor de anul trecut. Vom vedea o prognoză a evenimentelor din anul acesta 2017. Vom discuta și despre AXA București-Iași-Pașcani, să vedem ce axă investițională va fi pe această direcție, stabilindu-se un nou guvern acum și după noile alegeri, și, bineînțeles, proiecte importante pentru Pașcani, eventual Palatul Cantacuzino, iluminatul public. Toate acestea le voi discuta împreună cu colegul meu, Cătălin Cojocaru. Bună seara! Bună seara și la mulți ani! La mulți ani tuturor! Pentru că este, iată, prima emisiune. Eu am avut emisiune ieri. După anul nou, după sărbători. Și cu sărbătorile de astăzi, mâine se... se termină sărbătorile. Da, la mulți ani celor care îi cheamă Iordan și Iordana, pentru că astăzi e ziua astăzi lor de nume. La mulți ani celor... la mulți ani celor care sunt Ion pentru mâine. Exact, mâine. Avem... Anul trecut avem, au fost ce avem ce discuta. Anul trecut au fost un an plin de evenimente. În primul rând au fost două rânduri de alegeri. Alegeri locale și alegeri parlamentare. Alegerile locale la noi în oraș, doar le știm. Au fost așa, fulminante. Cum să spun? S-a mers cu referendum, anti-apa vital, pro-apa vital. Și au avut un anumit scor. La un moment dat era chiar posibil să se schimbe, toți așa au visat la un moment dat, că PNL-ul va câștiga. Deci era și o mare dezumflare după ce au văzut scorul. La fel s-a întâmplat și la nivel național. La naționale, la naționale a fost jar, dezastru. Hai să discutăm un pic despre asta. Da, dacă ar fi ce așa... evoluție, de ce așa o scădere în, cum să spun, din punct de vedere electoral, ce au plecat liberalii și n-au mai votat, ce s-a întâmplat de așa o scădere masivă de la... Vom ajunge poate de la locale, să la vorbim generale. Pe scurs și despre cum văd eu lucrurile, ce anume se întâmplă la PNL. Eu mă refer aici, local. Sunt tot felul de analize, analiști care încearcă să înțeleagă ce se întâmplă în PNL, în partidul istoric, de la care sunt foarte multe așteptări și care pare să nu-și mai găsească locul în momentul de față, linia dreaptă, să spunem. Este o lucrătură. Într-o continuă căutare și cu un singur punct de sprijin, și anume cei care au venit din PNL și care par să dea, iată, imaginea... După Revoluție au fost două partide istorice. Amândouă partidele istorice s-au aliat cumva cu PD-ul, ce era înainte, PD-ul sau cum, depinde cum era numit, partidul lui Petre Roman la început, format de Petre Roman și după aceea preluat de Băsescu. Ei, cum au intrat în alianță cu acel partid? Întâi s-au dus țărăniștii pe copcă, după alegerile câștigate cu Emil Constantinescu, dacă ținem minte, și acum a venit marea alianță între PNL, partid istoric, și tot PD-ul fostului Băsescu, chiar dacă acum Băsescu și-a făcut alt partid, PMP, dar oamenii cultivați atunci și crescuți atunci, aceiași sunt. De, și acum PNL-ul se pare că o să ajungă la aceeași soartă ca PNC. Sper să nu fie așa. Nici eu nu vreau să fie. Dar dacă merge mult pe linia asta a PD-ului, linie care nu are nimic istoric în ea, și nu au nici valori istorice, nu au nici nimic de brătieni, nici nimic. Eu pot să înțeleg supărarea ta ca liberal, pot să înțeleg și dezamăgirea celor care simpatizează, sunt de dreapta și gândesc de dreapta. Problema e că anul trecut a fost un an încărcat de retorică politică și că, într-un fel, și începutul acestui an a avut evenimente care la fel a antrenat această retorică politică. Mulți dintre politicieni, lideri de opinie, mai ales cei care au pierdut, iată, alegerile,
Păi se vedeau ca și cum ar fi fost o... Nu au ieșit din această logică. Ori lumea în momentul de față, rezultate. Românii, nu doar rezultate, vor să vadă că acele viața lor e mai bună. Acele promisiuni electorale care au fost făcute anul trecut vor fi puse în practică și că se întâmplă ceva pozitiv cu ei, cu România și în viața lor. Acolo. Exact. Ori, dacă ar fi așa să fac, să pun o etichetă, să trag o concluzie pentru anul trecut. Anul trecut a fost un an al războaielor politice și al rezultatelor atipice, neașteptate, al surprizelor politice. S-a întâmplat nu doar în România. Nu, dar și în zona asta noastră. Dar s-a întâmplat și în Statele Unite. Da. Și în alte state unde, iată, stânga a venit la putere. Iar în România știm cu toții cum arată în momentul de față harta politică, rezultatul alegerilor generale din decembrie. Am reușit tot. A luat prin surprindere toată țara. Și da, harta este aproape roșie, cu câteva excepții, câteva județe. Unde acolo unde sunt PNL-ul sau UDMR-ul. Sau UDMR-ul. Nu putem să majorăm acolo. Populația românească o să o facem mai mare. Așa este. Totuși, anul trecut, din punct de vedere la noi, opoziția a câștigat un loc important în Consiliul Local. Au 8 voturi, au 8 consilieri, plus 1 de la PMP, sunt 9. Acum, dacă ar fi fost alegerile, nu știu dacă obțineau 3. După rezultatele alegerilor locale, ar fi fost dezastru în opoziția. Nu știu, sunt diferențe. Sunt diferențe foarte mari. Oamenii reacționează diferit la alegerile locale. Deci, nu au mers după stilul eu sunt socialist sau eu sunt liberal. Alegerile locale aveau niște așteptări și alegerile generale au alte așteptări. Da. Omul votează altfel. Trebuie spus că anul trecut și poate trecem în revistă principalele evenimente de anul trecut. Anul trecut PNL-ul a înregistrat la nivel local un câștig important. Și de, anume, la, numărul, de la 4 consilieri s-a ajuns la 8, deci e un câștig. De consilieri în legislativul local, deci reprezentarea este fără precedent, 8 consilieri locali. Pentru un vot sau două n-au câștigat alegerile. Și nu. Numărului de voturi. Nu a fost așa pentru un vot sau două. Păi, nu, au fost diferențe. Nu, pentru un vot sau două, nu pentru unul sau două pentru voturi. Mandat sau două, pentru un mandat sau două de consilier. Local. Tot câștiga majoritatea, nu alegerile. Da. Majoritatea. Dar majoritatea, nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Alegerile au fost pierdute și nu la distanță de un vot, ci vorbim de sute de voturi. Sute de voturi, da. Așa. În schimb, cele două înfrângeri au fost la cea mai usturătoare, la alegerile locale, unde așteptările liberale și mobilizarea a fost pe măsură, așteptările au fost foarte mari. Iar la generale, sunt convins că nimeni din Pașcan nu s-a așteptat să câștige PNL-ul alegerile generale, dar probabil se așteptau un scor mai mare. Ar fi vrut să obțină un scor mai mare pentru a justifica și a păstrat cât mai mult din scorul obținut la locale. Alegerile locale. Ori să fi mers măcar pe trend. În decembrie PNL-ul n-a reușit să obțină decât 18-19%. Da, până în 20, cred că local. Au pierdut, să spun așa, mai bine de jumătate din procentele înregistrate la locale. Ceea ce demonstrează încă o dată faptul că bazinul electoral al dreptei, să spunem, în Pașcan, este cel știut. De 20% maxim. În jur de 20% în momentele 20 ceva la sute în momentele de vârf. În rest, și mai demonstrează ceva, ceea ce s-a întâmplat în decembrie la Pașcan, și anume că diferența de voturi obținută de PNL și Marius Sfintilie la alegerile locale au fost luate din bazinul electoral al stângii. Mă refer aici la cei pașcăneni nemulțumiți
care au fost, de altfel, pregătiți. Da, din timp, cu an înainte, dacă ține minte, de meeting-uri, exact. De referendum. De... Mă refer la acele persoane care, iată, au fost puse în situația de a-și achita facturile, datoriile și așa mai departe, ori electoratul respectiv... S-a pierdut în era electoratul învățat să obțină favoruri, ajutoare sociale, scutiri de la plata facturilor și PNL-ul a făcut tot posibilul să culeagă aceste voturi din partea nemulțumiților. Bine, acum ce să înțelegem? Că cei care doreau ajutoare și toate astea era electoratul stângii? Sau? De regulă, așa se spune, că electoratul de stânga este electoratul care dorește și are nevoie de intervenție socială prin diferite forme de asistență socială. Iar electoratul de dreapta, așa ar trebui, în teorie, așa se spune. Este electoratul care... A micilor întreprinzători, a celor care reușesc să-și ducă viața în mâini, să... Exact, să facă pentru ei și pentru alții. Și, în general, câștigă salarii peste medie, în general. Da, doar că așteptările politicienilor de dreapta acum se îndreaptă mai degrabă spre tineri. Da? Marile așteptări sunt la tine, nu la electoratul de bază de dreapta, ci tinerii, generațiile noi, au spus-o de atâtea ori, da, sunt general, cei care ar trebui să vină și să schimbe, general, să schimbe destinele țării. Da? În general, tinerii între 18 și 30 de ani sunt de stânga. Ei așteaptă să se asigure un loc de muncă, să le se asigure, pentru că sunt la începutul vieții, normal, și așteaptă de la cineva să-i ajute. După aceea ajung pe picioarele lor, după aceea se maturizează în gândire și reușesc să ajungă la, probabil își fac o firmă sau încep să-și facă o afacere și încep să gândească altfel. Dar... Din punct de vedere al evenimentelor în 2016, am spus, au fost alegerile generale, da. Alegerile generale au marcat, să spun așa, viața socială, nu știu dacă economică, puțin probabil, dar cu siguranță viața administrativă și politică. Cert este că românul a avut așteptări. De aceea și-a și dus și-a pus votul pe cel care a promis și, în general, a făcut ceva. A demonstrat că a făcut. De exemplu, pe timpul lui Băsescu s-au tăiat foarte mult salarii și pensii. Ei, în momentul în care, așa cum s-a ajuns la guvernare, că a fost guvernarea Ponta, că după aceea au fost planurile care s-au început a pune pe tapet, s-au dat salarii din nou la profesori, salariile din urmă tăiate, au început să se dea ceva, ușor, ușor, chiar și s-a mărit punctul de pensie, s-a mărit salariul minim pe economie. Ei, omul, electorul, cel care pune votul, ce a spus? Băi, ăștia au promis, dar au și făcut. Și în momentul în care PSD-iștii au venit cu un program, cu Dragnea îl flutură tot timpul programul ăla, flutura la televizor, programul nostru de guvernare, creșterea salariului minim, creșterea salariului mediu, investiții și toate ce a spus acolo, a făcut ca omul să spună, băi, bă, ăștia, eu votez că am încredere cu ei, că au făcut. Ceilalți? Uite, dacă tu ai pomenit... Dacă tot ai pomenit de promisiuni electorale și programe electorale, faptul că după investirea guvernului, noul guvern, a intrat, iată, în ședințe, Parlamentul în sesiune extraordinară, se dau ordonanțe pentru eliminarea unor poveri fiscale, unor taxe, fie pentru pensionari, da, fie pentru oameni de afaceri. Se discută despre majorarea salariului minim, da? Da. Prin ordonanță. Pensiile de sub 2000 de lei, exact, să fie și o serie de facilități, iată, fiscale pentru anumite categorii, majorarea salariilor la bugetar cu 20% și așa mai departe. Faptul că se discută și vor fi luate, sunt luate decizii în aceste prime zile de guvernare, înseamnă foarte mult, da? Pe noi ne obișnuisem, după ce intrau, se câștigau alegerile, era o lună așa de vacanță în ianuarie. Noi ne-am obișnuit să fim păcăliți.
De cele mai multe ori până acum ne-am obișnuit, vorba fostului primar Grigore Crăciunescu, domnule, dar ce s-a spus în campanie, s-a spus în campanie. Cum adică? Acum ați atât de prost, nu vă dați seama că au fost doar promisiuni, minciuni, vorbe. Realitatea este alta. Ne-am obișnuit să fim păcăliți și că, de regulă, spre sfârșitul mandatului, bugetele să fie pârjolite și să fie luate, iată, astfel de măsuri, păi, să fie îndeplinite. Acum vreo două luni nu erau discuții cu sindicatele de ce cer atunci? Oare acum, acum, iată, în primele zile de guvernare, au fost luate, sunt luate măsuri extrem de importante care afectează pozitiv, da, populația și în sensul așteptărilor cetățenilor. Ori, dacă ar fi să fac o paralelă cu ceea ce s-a întâmplat la alegerile locale sau după alegerile locale, da? Și actualul primar, da? A câștigat un nou mandat, a venit cu un program electoral. Dacă ar fi pus în măsură, în practică, câteva dintre măsurile cuprinse în programul electoral, în primele săptămâni, în primele luni de mandat, semnalul ar fi fost foarte clar. Ori, dacă ar fi să discutăm despre dezamăgiri, poate cea mai mare dezamăgire a mea din anul trecut este faptul că o serie de decizii extrem de importante pentru pășcăneni nu au fost luate nu în primele săptămâni, nu în primele luni, dar n-au fost luate deloc anul trecut. Da? Și aș aduce în discuție, de exemplu, ce se întâmplă cu asociațiile de proprietari. Da? Da, erau, sau despre convențiile individuale și tot ceea ce se hotărâse. Păi acolo s-a rezolvat problema. Da. Din punct de vedere al disponibilității de a fi încheiate aceste convenții individuale. Doar că realitatea este cu totul alta. Lumea nu mai vorbește acum de convenții individuale pentru că fie nu mai dorește să încheie astfel de convenție, fie nu poate să îndeplinească condițiile prevăzute din lege și atunci subiectul aproape că a fost închis. Acest subiect a fost dezvoltat anul trecut excesiv, ar spune, da? Cu apa vitală. A fost o obsesie, da? Păi, obsesie anului 2016 a fost o temă de campanie. Referendumul anti-apa vitală. Da, da? A fost o temă de campanie. A fost o temă de campanie și principala temă de campanie a opoziției. Și ăsta a fost motivul pentru care poate administrația locală, actualul primar, ar fi trebuit ca în primele săptămâni de nou mandat, în primele luni, să fi luat măsurile necesare pentru a-i ajuta pe oameni să se organizeze în asociații de proprietari. Da? Am spus de 1000 de ori că degeaba pune pe hârtie, degeaba dăm din gură, degeaba așteptăm ca oamenii să se asocieze dacă nu vine la cooperare. Nu vine să pună la dispoziție spații, consultanță și sprijin direct, concret, prin intermediarul specialiștilor primăriei, așa încât aceste asociații să aibă viață, să se poată descurca, da? Și dacă sunt asociații de locatari, în mod evident, pot fi derulate, fie o parte de investiții pentru lucrări în interiorul blocului, pentru anvelopare, dar iată și pentru servicii publice, da? Vorbim de apă, canalizare, căldură, iată sunt noi reguli, la salubritate de asemenea. Ori, asta este principala mea dezamăgire, că actuala administrație, deși a avut un nou start în vara anului trecut, n-a reușit să pună în practică chestiunile imediate care trebuiau rezolvate. Discutăm de aproape un an de zile că, iată, fostul operator de apă și canalizare trebuie restructurat. Câțiva salariați și societatea în sine a rămas fără obiect de activitate. Dar discutăm doar, da? Doar discutăm. Discutăm despre salubritate. Îi se vor da parcări și se vor da cimitire sau ceva în pază. Și pe hârtie. Pe hârtie. Bun. În ceea ce privește evenimentele din 2016, pentru că aș vrea să ne întoarcem la ele, spuneam de alegerile locale, alegerile generale în mod evident, această campanie, pentru că așa a început anul, cu această campanie anti-apa vital, care a ocupat spațiul public o bună perioadă de timp, și Pașcani a fost împărțit în două din acest punct de vedere, da? Unii
pur și simplu cu dorința de a fi încheiat acest subiect, alții cu spaima că mâine vor putea rămâne fără apă, alții și nu a fost că așa. Lasă că va trece ziua, luna, anul și nu voi fi obligat să plătesc, că vine Moș Crăciun și plătește facturile. Da, a fost și întreținută chestia asta. E discuția asta cu Moș Crăciun care plătește. Alții pur și simplu că doreau sânge, doreau ură, cât mai multă ură, care mai apoi să fie transformată în valorificată în voturi. Aș mai spune că un alt eveniment, să spun, important, care s-a desprins dintre coperțele anului trecut, a fost acest blocaj administrativ la nivelul serviciilor publice. Putem spune, de exemplu, așa cum au fost raportările, că Pașcaniu, municipiul Pașcani, primăria, a încheiat exercițiul bugetar cu un excedent. Dacă ne uităm din punct de vedere al cifrelor și facem o comparație cu istoria recentă, cum arăta Pașcaniu, primăria, la sfârșitul mandatului fostului primar, Grigore Crăcinescu, da? Moștenirea fiind de o datorie în jur de 400 da. Spre 500 de miliarde de lei vechi, da? Putem considera că este o performanță în momentul de față a primăriei Pașcan, că încheie... Bun, dar probabil, eu vreau să spun așa, tu ai nemulțumirea ta cu de ce nu s-au aplicat imediat după ce a început. Totuși aș dori ca să fie mult mai multe proiecte depus pe masă printr-o atragere de fonduri. Din punct de vedere a legislativului local. Nu, punct realitatea local. Demonstrează că Pașcaniu nu are capacitatea nici de a cheltui banii pe care îi are în cont. Deci noi, în momentul de față, Pașcaniu nu se poate plânge că nu are bani pentru a dezvolta, pentru a aplica niște proiecte. Nu. Pașcaniu are bani, spuneam că este un excedent de aproape 7 milioane de lei, bani care sunt, iată, transportați în bugetul pentru anul în curs, anul 2017, bani care au fost alocați prin bugetul anului trecut pe listele de investiții, pentru o serie de investiții extrem de importante, da? Și banii nu au fost cheltuiți pentru că au fost înregistrate blocaje la nivelul serviciilor de achiziții publice, e adevărat, s-a schimbat și legea între timp, dar aceste proceduri de achiziții nu au fost demarate. Unele, iată, au fost încheiate chiar în ultimele zile ale anului trecut, da? Au fost încheiate câteva contracte și de aici suspiciunea, doamne, chiar în ultimele zile ai încheiat contracte. Atunci au reușit să parcurgă până la urmă aceste proceduri de achiziții și este și un anumit blocaj, nu știu dacă determinat, voit pentru a bloca administrația locală, ci mai degrabă din cauza fricii. E o teamă generală, să spun așa, în rândul funcționarilor publici. Asta și datorită legislației stufoase, ușor interpretabile de către organele de anchetă, se simte, spun încă o dată, lipsa... Da, se simte baubau ăsta, DNA sau ceva, umblă peste tot? Sau este o frică ca să nu ajung să... Doamne, și umblă, și sunt sesizați. Da? Trebuie să recunoaștem că anul 2016 este și un an al sesizărilor făcute, fie de așa zi și reprezentanța ai societății civile, fie de alții. Și, repet, se simte lipsa unei autorități în materie juridică în primăria Pașcani, odată cu suspendarea secretarului Mircea Zuzan din această funcție. Noul secretar nu reușește să acopere acest gol, da? Este, să spunem așa, doamna secretar la început de drum, da? Și ea cu legea în față, la lectură, la a înțelege, să spunem așa. Experiența își pune cuvântul, deci se face în ani. Nu se și face în... este foarte greu. Înainte era foarte simplu. Funcționarul mergea la Zuzan și întreba, doamne, cum să fac aici? Și pleca bun bazat că dacă își pune semnătura sau face ceva anume, este bine sau nu este bine. Uite, acum este bine să ai un guru din ăsta, dar nici să te lași sub umbrela lui, că dacă dispare... Ori acum întreb 7 juriști și sunt 7 păreri diferite
și funcționarii sunt mai degrabă încurcați, înspăimântați uneori, decât liniștiți, da? Și se ajunge la acest rezultat, da? Al blocajului, pentru că refuză să-și mai pună semnătura, să mai facă ceva. Îți dau un exemplu concret. Se tot discută despre vânzarea locuințelor ANLE. Mm-hmm. Pentru asta, în Consiliul Local s-a discutat de câteva ori despre evaluarea, au fost indicatorii de evaluare schimbați și așa mai departe, au fost modificări legislative, s-a ajuns acum, în momentul de față, la a fi calculate valorile fiecărei unități de locuință, fiecărui apartament în parte. Contabilii refuză să facă o astfel de calculație. Am înțeles pe surse astăzi că deja au venit, au pus dosarele pe masa administratorului public și au spus, doamne, noi plecăm. Ne dăm demisia decât să facem o astfel de calculație. Deci, bun, întrebarea dar este o lege după care se întrebarea este următoare. Și cine să facă? Adică cine anume ar trebui să facă astfel de evaluări dacă nu specialiști din primărie? Să vină tata să facă evaluarea, primarul sau primăria, pentru că nu are, iată, capacitatea sau voința de a face lucrul ăsta, da, să apeleze la nu este normativ după care se fac doar nu este, dar problema se judecă exact în aceeași logică a fricii de a adică pune... dacă eu mă uit la normativ și fac exact ca normativ, mi-e frică că am făcut ca normativ? Da, pentru că poate veni cineva să spună, doamne, valoarea este prea mică. Doamne, dar uite, ăsta e normativul. Calculează dumneata după normativul ăsta din valoare mică sau mare. S-a ajuns în situația asta. Trebuie să aducem aminte că... Sunt norme. Au fost funcționari, anul trecut au fost suspendați din funcție o serie de funcționari din primărie. Da? Dar probabil aceia care au fost suspendați nu pentru că au calculat după normativ, ci pentru nu, că... Nu, pentru altceva, dar... Pentru altceva. Hai să-ți dau un exemplu. De la urbanism au fost suspendați câțiva funcționari pe dosarul Perlanel. Da? Iată, la ultimul termen, în camera preliminară, judecătorii au trimis dosarul din nou la procurori pe motiv că nu sunt, că procurorii nu au reușit să demonstreze nici care sunt faptele penale, nici care ar fi prejudiciul. Dar între timp funcționarii au fost suspendați. Da? Și frica și groaza și... Ei au fost suspendați. Da. Este foarte clar, da? Este foarte probabil că acest dosar Perla Neagră să fie închis fără să fie găsit vreun vinovat și fără să fie vreo faptă penală în sensul ăsta. Sau oricum cei care au fost suspendați din primărie să nu fie în cauză, să fie vinovați. Și se repun în funcții? Deja se vorbește despre această variantă și nu numai să fie repuși în funcție, dar să li se plătească și salariul din moment în care au fost suspendați. Urmă, da? Bun. Dar vorbind de reacția așa cum este ea simțită la nivelul unității administrativ-teritoriale. În momentul în care au fost... Unii de stresul ăsta pot să moară, nu că sunt oameni care au mai în momentul în care colegii tăi, foarte mulți dintre ei, au fost suspendați, anchetați, judecați și așa mai departe, târâiți așa peste mai tot. Bine pleci. Sunt unii care spun, dole, dar mai am câțiva până la pensie, dar am copii de crescut, de ce să risc să-mi risc libertatea și sănătatea. Și atunci se ajunge la astfel de situație pentru că nu sunt puncte fixe. Nu sunt puncte de referință în primăria Pașcani. Adică să te duci la cineva, să-l întrebi și să te asigure că din punct de vedere legal ceea ce faci este ok. Bun. Dar normativul, de exemplu, să se calculeze ce valoare are cu tare obiect sau cu tare lucru, normativul respectiv nu ține de cineva, ci este o lege. Că și Zuzan se baza pe lege, nu se baza pe el că e Zuzan. Și Zuzan nu era Zuzan pe lege. Îți dau un alt exemplu concret. Tocmai pentru ca cetățenii, telespectatorii noștri să înțeleagă. A fost, de exemplu, un proiect de hotărâre pus în dezbatere spre aprobare a Consiliului Local pentru casarea unor bunuri. Așa. Unele dintre bunuri au ajuns la perioada de maturitate. Corect. Așa se și vede perioada de amortizare, 10 ani. Altele nu, dar îndeplineau aceste condiții din punct de vedere legal.
fie că nu mai sunt folosite, fie că nu mai erau uzuale, din, uzuale și da, cheltuielile de întreținere erau mai mari decât de a cumpăra unul nou. Și dau aici un exemplu, balastiera, care a fost închisă cu mulți ani în urmă, iată, primăria consumă din bugetul local, spunea, în jur de 80.000 de lei pe an pentru plata paznicilor de acolo și păzesc niște vechituri care ar trebui scoase. N-a trecut acest proiect de hotărâre. Și în comisii și în plen, consilierii din opoziție au spus, doamne, avem suspiciuni rezonabile, da, că unele obiecte din acest tabel nu ar exista, de fapt. Și mergem pe care, au venit, comisie, mergem pe asta care, am spus și directorul economic, asta au spus și reprezentanții primăriei. Doamne, nu există așa ceva. Tabele sunt ok, am făcut fotografie la fiecare obiect, iar dumneavoastră, dacă aveți suspiciuni, veniți și verificați la fie documentele cu fotografii, fie la fața locului. Nu au făcut astfel de verificări, nu s-a deplasat nimeni la fața locului, dar suspiciunea rezonabilă a rămas. Păi pe ce să iar proiectul n-a fost trecut. În orice întreprindere se face un inventar. Oamenii care fac în comisie de inventariere respectivă, dacă este cineva care are suspiciune, să meargă să verifice inventarul respectiv. Nu s-a întâmplat asta. Iar proiectul mergi nu a trecut. Pe teren și vezi. Iar proiectul nu a trecut. Deci e o situație administrativă, de fapt, și care afectează, da, și acest război sur și de neînțeles din Consiliul Local, afectează bunul mers al administrației locale. Deci, asta este realitatea. Războiul ăsta a muților și surzilor o să dureze cât este românul de român, că totdeauna românul e mai certăreț așa. Unii țin cu stânga, unii țin cu dreapta. Și atunci ce facem? Nu știu. Și un ultim... Când văd că exact politica înaltă se ajunge tot jos, la fel se petrece. Și sus, nu-l punem pe ăla că-i musulman, nu-l punem pe ăla că-i nu știu ce, că-i așa, și când e vorba de făcut ceva, se ajunge pe la următor la ceartă. Și ține unul acolo, un băț în gard, ca să țină cearta. Dar bine, când construim, când e certat și depus băț în gard, putem să ne punem băț în gard, dar când construim? Da. Și încă două chestiuni care mi-au atras atenția și pot fi considerate ca repere ale anului 2016. Această propunere politicianistă, dar care, dacă ea ar fi fost dusă la bun sfârșit, ar fi fost materializată, poate ar fi adus, să zic așa, un avantaj, o soluție concretă în folosul regiilor, și anume acele comisii de verificare, de anchetă, da, de verificare, da, a activității regiilor, comisii care au... S-au făcut verificări la... Au fost înființate la propunerea PNL, comisii din care fac parte doar liberal, pentru că PSD-ul au refuzat. Și aici este o întrebare, de ce să refuze, până la urmă? Păi se vede că au avut dreptate. PSD-iștii au avut dreptate, da? Să nu facă parte din aceste comisii, pentru că se dovedește clar că aceste comisii nu au fost decât un fel de vehicule, un instrument pentru a obține un avantaj electoral, să spunem așa, de imagine. Comisiile au fost înființate la modul declarativ pentru a face o verificare a activității, tocmai de pentru care a acești consilieri să înțeleagă ce se întâmplă la regii și în urma verificărilor respective, consilierii să fie măsură să vină cu soluții pentru redresarea economică și financiară a celor trei societăți aflate în subordine Consiliului Local. Vorbim de Regia de Termoficare, Societatea de Salubritate și fostul operator de apă și canalizare. Termenul a fost 15 decembrie, dacă nu greșesc. Ori, nici în momentul de față. Nu 15 decembrie. Mai în noiembrie, dacă nu greșesc, ar fi trebuit să vină cu aceste rapoarte. N-au venit cu rapoartele. Așa. Țin minte din presă că au venit cu niște rapoarte. Nu, dar... s-a venit doar cu raportul de la salubritate, da? Și trebuie să o spunem că demersul a fost înțeles ca un fel de răzbunare după ce TV Bitu a publicat o serie de articole din care sau cu cei care nu aveau contracte la salubritate sau aveau probleme cu contractele de salubritate pe listele respective, aflându-se
și câteva personalități, da? Unii dintre ei chiar din Consiliul Local, consilier liberal, da? Ne aducem aminte, consilieri care fie nu aveau contracte la salubritate, fie aveau declarați o persoană sau două și în casă, în familie, erau mai mulți. Bun. S-a văzut ca o răzbunare, că tocmai acei consilieri s-au dus acolo, au făcut control, au emis un raport, un raport care n-a fost împărtășit, adică cu care conducerea societății nu a fost de acord și cei din conducere au spus că sunt foarte multe chestiuni incorrecte, inexacte în raportul respectiv. În rapoartele astea nu trebuie să aștepți că totdeauna conducerea societății va ajunge de acord cu... Nu, dar trebuie să pună și punctul de vedere al conducerii, pentru că până la urmă vorbim ce avem în balanță. Avem așa o comisie politică. Corect. Da, care nu este formată neapărat din specialiști. Și haideți să ne aducem aminte. Avem un medic, un profesor, un specialist în comunicare, da, în aceste comisii. Adică oameni care n-au nicio legătură nici cu administrația, nici cu economia, nici cu nimic din spațiul administrativ. Da? Și mi este greu să cred că părerea lor ar cântări mai mult decât o părere corelată cu punctele de vedere ale celor care fac această treabă în fiecare zi, da? Adică a managerilor, a consiliului de administrație, a contabililor, a finanțiștilor de acolo care cunosc realitatea. În mod evident că dacă vorbim de greșeli, de abuzuri, de furturi, cei de la regim vor fi de acord și vor avea propria lor interpretare. Dar este neapărat nevoie să cunoaștem și punctul lor de vedere, nu? Măcar să-i întrebăm, scuza lor, da. Măcar să-i întrebăm, doamne, de ce este așa și nu așa, nu? Trebuie să avem astfel de explicații. Ori s-a încercat nu rezolvarea problemei, ci pur și simplu condamnarea în spațiu public a celor de la salubritate, pentru că rapoartele au fost date presei, atâta tot. A, și în Consiliu s-a dezbătut? Păi, nu s-a dezbătut. Pe de o parte, ei au insistat, PNL-ul, să fie dezbătut doar raportul de la Ecosalubritate. De cealaltă parte, executivul a cerut ca cele trei rapoarte să fie discutate în aceeași ședință, da? Împreună. RGCL-ul, Salubritatea și fost operator de apă și canalizare, ceea ce nu s-a întâmplat pentru că rapoartele de la celelalte două societăți încă nu au fost prezentate nici acum. Am întrebat PNL-ul, reprezentanții PNL-ului anul trecut, doamne, când veniți cu rapoarte? Până la sfârșitul anului, cel de-al doilea răspuns. Nu s-a întâmplat nici asta. Dar am întrebat la primărie, doamne, ați primit rapoartele? N-am primit niciun raport. La sfârșitul anului pe vechi, probabil. Probabil pe vechi, da. Bun. Și o ultimă etichetă a anului 2016, am simțit asta, am văzut asta, parcă o revigorare a activității culturale în Pașca. Mai multe spectacole, oare mai, datorită mai faptului multă participare. Că s-a schimbat viceprimarul și este un pic, este o doamnă, este din domeniul culturii, a educației, are o altă... Dar, aceste activități au trecut prin Consiliul Local, ele au fost aprobate, au fost și scandaluri pe marginea ultimului spectacol, da, de exemplu. Da, am văzut că chiar ultimul spectacol în ultima zi de Crăciun, ăla cu Moș Crăciun, au fost până la urmă organizat de PNL sau au fost organizat de primărie? Deci, consilierii PSD au venit cu o propunere pentru organizarea unui spectacol. Da. Iar consilierii PNL nu au fost de acord și au venit cu o altă propunere. Da? Altui spectacol. Altui spectacol. Bun. S-au finanțat amândouă, am înțeles. Până la urmă, primăria a venit cu această propunere să fie organizate amândouă spectacolele. Da? Ceea ce s-a și întâmplat. Corect. Doar pentru că era spre câștigul cetățeanului din Bașcani. Doar că inițiatorii de la PNL și-au retras, să spunem, semnătura de pe proiect. Motivul mi s-a părut stupid și încă o dată au demonstrat că cei de la PNL că nu se pot rupe de această logică politică. Ei au motivat-le, nu vrem să ne alipim imaginea de imaginea PSD-ului. Adică, practic, ce au spus? Dom'le,
noi nu vrem să ne punem în comun resursele noastre, voința noastră, cu resursele PSD-ului, cu voința PSD-ului, la aceeași masă. Dar nu era vorba. Așa, era vorba, interes public, pentru că vorbeam era de... Era vorba de un spectacol, de un spectacol în pentru interes cetățean. Public. Exact. Pentru copii, ce era iată acolo, logica politică. Doamne, noi nu vrem să ne amestecăm imaginea. Logica asta, logică contra. Asta nu-mi place. Hai să fiu gică contra. Este ce vrei să faci? Nu-mi place. Este cea de-a doua dezamăgire a mea pe 2016. Dar cred că se va transforma și în 2017. Și anume prestația opoziției, o prestație lamentabilă. Unii dintre consilierii din opoziție ai PNL-ului încearcă să facă, să se achite de atribuțiile pe care le au față de electorat, de comunitate și așa mai departe. Că până ești pus acolo de comunitate pentru comunitate. Alții însă chiar sunt toxici. Îi consider toxici pentru că nu doar că nu vor să facă, dar creează și o stare de spirit în interiorul grupului respectiv, dăunătoare până la urmă. Aș putea da două exemple. Da, da. Domnul consilier Râznic. Domnia sa este preocupat mai degrabă de retorică. Este ca și cum ar fi un buldog, un câine. Ce-am spus la începutul emisiunii despre PNL și cei din PD veniți în PNL? Să-i muște pe aia din PSD. Deci, dar asta e o retorică pedistă. Asta este principala preocuparea domniei sale. Chit că acum se numește PNListi. El e venit din fostul PD, care mult vorbeau, dar nimic nu făceau. Eu nu aș vrea să împart lumea în PNL și PSD. Ci așteptările, ca persoană, așteptările în politica legătură, nu se face așa. Doar să dai din gură și să ham să muști. Așa este. Așteptările, în schimb, sunt destul de mari, pentru că vorbim de tineri. Tineri care au spus că vor să schimbe, să facă un alt fel de administrație, o alt fel de politică. Ori iată, s-a ajuns în situația în care nu reușesc unii dintre ei să iese din această logică politică. Da? Au rămas împietriți în logica electorală, a discursului lipsit de conținut de sens. Și unul dintre ei este domnul Râznic. Da? Al doilea exemplu este domnul avocat Eugen îmi scapă, da. Conache. Conache, da. Așa. Care, o spun cu cea mai mare sinceritate, având în vedere că este avocat și la masă mai sunt câțiva juriști, cu experiența pe care o au, ar trebui să contribuie la o anumită stabilitate și liniște, să spunem, în Consiliul Local. Ar trebui să dea tonul funcționarilor din primărie în special, că și în Consiliul Local lucrurile sunt judecate și că în ei, în consilierii de specialitate, administrația locală poate găsi un sprijin. Da? Pentru că, ce spune ea din primărie, funcționarii, de exemplu? Dacă nici în Consiliul Local, unde sunt, iată, un avocat, doi juriști și alții care au mai terminat studii juridice și administrative, și se pricep. Dacă ei nu sunt în stare să deslușească, să ajungă la un numitor comun și ei se ceartă pe aceste chestiuni. Păi noi ăștia mici din primărie, să ne asumăm noi? Păi dar nu facem absolut nimic. Ăsta este tonul pe care îl dau. Revenind la domnul avocat Conache, el preferă să se abțină aproape la toate proiectele. Toate proiectele cu miză financiară sau juridică preferă să se abțină sau să voteze împotrivă. Uneori nici nu are o justificare foarte clară. Ceea ce îi îndeamnă și pe colegii lui, bănuiesc, pe unii dintre ei, dar și pe alții de la masă, să procedeze la fel. Da? Suspiciunea asta este clar că trebuie să cauți. Da? Să vezi dacă lucrurile sunt în regulă sau nu. Dar în același timp, este și de datoria ta, pentru că de-aia ai venit în Consiliul Local. Și ești plătit din banul public până la urmă. Da? Să modifici ceea ce consider că nu este în regulă, da? Și să faci ca lucrurile să meargă înainte. Ori dacă permanent sau aproape permanent, fie votezi împotrivă, fie te abții, nu înțeleg care este participarea activă a unui astfel de consilier local. Am dat doar două exemple. Sunt și alții care nu fac nimic. N-au deschis gura în viața lor.
Aș putea da un exemplu de la PSD. Cel care era în cărți pentru a fi viceprimar. Mm-hmm. Da? Domnul Vinge Bejenariu? Sau? Domnul Bejenariu. Da. Nu l-am auzit odată discutând în Consiliul Local. Bun. Spuneau PSD-și că este o mare capacitate. Și că... Da, eu știu la uzină cum este. Și cum este. Dar nu vrea să ne demonstreze și nouă? Păi, uite, tu știi mai bine de ședințe că eu am fost. Sau nu vrea să contribuie într-un fel și el la viața administrativă a orașului? Și nu sunt singuri, mai sunt alți câțiva pe care îi aștept în Consiliul Local să se desfășoare, să justifice într-un fel și funcția pe care o deține 4 ani de zile, dar și banii pe care îi încasează. Ori nu se întâmplă lucrul ăsta. Sunt câțiva care vorbesc, mai puțin de la PSD, mai mulți de la PNL, și mai puțin care vorbesc prost, adică știu ce vorbesc. Ce frumos zici. 2-3 de la PSD, 2-3 de la PNL și toate aceste discuții sunt concentrate într-un război politic lipsit de finalitate. Și consumatori de energie utilă. Și consumatori de asta este realitatea. Și marea dezamăgire a mea pentru anul 2016. Putem să luăm un pic de pauză? Pauză de publicitate, pe rog. În 10 ani am construit 514 km de drumuri, oferind o infrastructură corespunzătoare pentru 57 de localități din mediul rural și urban. De 10 ani comercializăm materiale de calitate, beton și fier beton, cărămidă și vecea pentru zidării, termoizolații, finisaje, acoperișuri și garduri. Vino și tu la depozitul din Târgu Frumos, strada Justiției, numărul 25, pentru a beneficia de o gamă largă de produse. Toți clienții beneficiază de consiliere tehnică, certificate de calitate, livrare gratuită și descărcare cu Macaraua. Echisam, pasiune pentru drumuri, materiale de calitate. Brutăria Țac Țac. De aproape două decenii reușim să facem ca produsele noastre să fie asociate sunetului atât de cunoscut al morii. Țac Țac însoțește cu pasiune și răbdare tot ceea ce știți că se învârte mai bine într-o brutărie cu adevărat domnească. Vă așteptăm să prindeți miresmele cuptoarelor unde pâinea și produsele de patiserie poartă pecetea domnească la brutăria Țac Țac. Pentru noi, conceptul de personalizare semnifică un crez, un scop, ceea ce facem în fiecare zi. Intenționăm să extindem acest concept la absolut tot ceea ce ne înconjoară, pentru că noi credem în produsele și spațiile care ne reprezintă. Tocmai de aceea, atunci când ai nevoie de tâmplărie PVC, apelezi la noi. Un partener pentru viitor. Imaginează-ți că felul în care te uiți la televizor se schimbă, pentru că tu poți controla timpul. Imaginează-ți că tu alegi când și unde urmărești emisiunile preferate. Cu noul MediaBox Horizon de la UPC, totul devine realitate. Vino acum în magazinele UPC să testezi noul Horizon și bucură-te de oferta de lansare. Apa Vital. Grijă de apă, grijă de oraș. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Bine am revenit în emisiune, dragii mei telespectatori. Putem vorbi un pic despre evenimentele care le prognozăm așa pentru 2017. Da. Mi-am adus aminte de un eveniment din 2016, senzațional aș spune, da? Da. Faptul că TV Bitu a fost dat în judecată da? De spitalul municipal și ni se solicită 200.000 de euro. Și a continuat?
Da, procesul este pe rol. Oh. Pentru că am îndrăznit să publicăm povestea unei tinere care a fost scoasă afară din spital, așa cum susține, cu copilul mort în iarbă. Și victima respectivă este dată judecată și alte ziare deci, din Iași... Deci nu cumva să mai avem îndrăzneala să mai și alte ziare din Iași de asemenea sunt date în judecată. Da. Problema este că spitalul, conducerea spitalului a luat această decizie fără să aibă acordul, aprobarea Consiliului de Administrație și din bugetul unității... A plătit taxa de timbru. S-a plătit taxa de timbru, 180 și ceva de milioane lei vechi, adică bani care... Ar fi putut fi folosit pentru hrana celor din spital. Pentru medicamente, pentru a salva vieți, iată, acești bani sunt cheltuiți pentru o răfuială lipsită de consistență, de conținut, dar plină de ambiție, da? Și de răutăți, pentru și împotriva TV-bitului. Adică, hai să îi pune la punct așa încât să nu mai îndrăznească altă dată să mai publice astfel de sau nu, să nu mai vină vreodată cineva să spună că n-a fost bine tratat. Bun, n-am fost nu, mă refer la femeia, la femeia respectivă. Săraca, după ce că a pățit ce a pățit, s-a dus și la un ziar să spună ce a pățit. Păi unde mai duce? Da, și pentru asta, iată... Pentru asta cumva să se sperie ceilalți. Evident că vom câștiga procesul și că victima va câștiga procesul și că spitalul municipal va pierde acest proces și banii pe care i-a investit, să spunem așa, pentru a spăla imaginea. Dar întrebarea cine rămâne, cine va fi tras la răspundere pentru recuperarea acestor bani? Vom vedea. Tot în acest an se va desfășura acest proces și vom avea un rezultat, la fel cum tot în acest an vor fi două rezultate clare, așteptate de altfel. Este dosarul agrocomplex, care a început în 2015, de atunci. Și e pe final. Este pe final, se așteaptă pe 15, dacă nu greșesc, ianuarie, o sentință. Se aștepta, de fapt, în decembrie, dar o sentință sau o retrimitere a dosarului pentru a fi completat. Dacă îl duce spre retrimitere, păi se lungește cum... Păi lucrurile nu au mers așa cum așteptau procurorii. Se pare că prejudiciul estimat de procurori este mult nu stă mare în picioare. Da, sunt tot felul de expertize. Da. Judecătorii au cerut... 2 miliarde de lei vechi sau ceva în genul ăsta. Era mult prea mult. Mult prea mult. O altă expertiză spune că ar trebui să fie și mai mult. Expertiza din partea celor care sunt învinuiți, iată, spune altceva. Rămâne ca instanța să stabilească cu care expertiză se va merge până la sfârșit, care sunt valorile adevărate ale prejudiciului, sau dacă nu, va fi trimis dosarul înapoi pentru a fi completat. Ce spuneam în emisiunea înainte de pauză? Sunt niște normative după care se calculează și penalizările. Bun, dar fiecare calculează, interpretează în funcție de interese sau experiențe. Acolo spune atâta la sută din, dar nu mai mult de atât. Deci, dosarul agrocomplex va avea o finalitate în acest an, cel mai probabil. Ăsta va fi un eveniment important, pentru că în special în spațiul public a fost discutat, foarte mult discutat, dar amprenta sau efectele vor fi asupra administrației locale. Dacă vor fi condamnări în acest dosar, atunci evident efectele sunt majore. Nu doar asupra celor care au fost în Consiliul Local, asupra funcționarilor care au fost suspendați, ci și asupra primarului municipiului Pașcanda. O astfel de condamnare ar putea să-l scoată din joc, din administrația locală și ar putea duce Pașcanda chiar la alegeri anticipate. Ceea ce, din punctul meu de vedere, este puțin probabil. Este puțin probabil să se întâmple. Mai avem dosarul cu ani. Este, de asemenea, în acest an avem dosarul care se află la Curtea de Apel Iași cu domnul Marius Pintilie, cu Ani. Da. Ani l-a găsit incompatibil și domnul Marius Pintilie a atacat această decizie a Ani, hotărârea în instanță. Dosarul se află la Curtea de Apel Iași. De asemenea,
Următorul termen este în ianuarie, în aceste zile. Ce se întâmplă dacă îl găsește vinovat? Ce se găsește dacă nu? Dacă va fi menținută decizia, hotărârea ANI, atunci domnul Marius Pintilie va părăsi Consiliul Local. Și va avea o interdicție pentru 3 ani de zile, dacă nu greșesc, de a mai ocupa publice. Funcții publice. Da? Dacă va fi anulată acea decizie, atunci Marius Pintilie va căpăta va obține un plus de imagine, pentru că va exploata în spațiu public acest subiect, în sensul că, iată, a fost o comandă politică și așa mai departe, da? Bine, ar putea fi gândit așa, o comandă politică sau chiar ANI așa de una singură se găsește? Nu știu să spun asta. Nu cred că, e greu să cred că ANI a răspuns la o comandă politică unuia din Pașcani, să fim serioși. Cine anume? Și haideți să ne aducem aminte cine a făcut plângerea. Păi cine a făcut plângerea? Păi plângerea, hai să pe surse, niciodată contestată această informație, ar fi fost făcută de unul din reprezentanții, așa zis și reprezentanții ai societății civile. Da? Da. Și pe plângerea respectivă erau și alții. Erau mai mulți, printre care și domnul Marius Pintilie, da? Așa. Și iată că cel care a căzut a fost Marius Pintilie. Ori, din acest punct de vedere... Unde dai și unde crapă, ceva în genul ăsta, nu? Unde crapă, da? A cui să fi fost lucrătura politică? Dacă judecătorul... Nu știi, nu știi cine l-a învățat pe acel om să facă plângerea. Cert este că rezultatele au fost altele decât cele scontate sau dorite, în mod evident. Se vorbea de investițiile făcute de Apa Vital. Continuă. Sunt în ritmul în care... Deci anul 2017 va fi anul în care vor începe aceste investiții importante pentru comunitate, 13 milioane de euro de la Uniunea Europeană pentru extinderea și mai ales reabilitarea rețelelor de apă și canalizare. Se estimează că de la jumătatea anului încolo se va intra în linie dreaptă, adică vor începe investițiile, efectiv investițiile, se lucrează la SF-uri și se așteaptă ca până atunci să fie derulată licitația, să fie încheiat contractul de execuție, după care se va trece la lucrări. Deci, cel mai probabil, dacă nu vor fi contestații, că așa arată calendarul, după a doua jumătate a acestui an... Te referi la contestații, cine să câștige... La contestații pe licitație. Pe licitație. Cine așa, să dacă totul merge ok, în a doua jumătate a anului urmează să fie încheiat contractul și să... Aici... Sunt prinse lucrările de canalizare pentru Luncă, pentru Blăgești, parțial, pentru... dar ceea ce este mai important, sau doar pentru vorbim oraș. De rețele de apă și canalizare, reabilitarea rețelelor de apă și canalizare din oraș, se va începe cu aerodromul, unde așteptările sunt uriașe. Toți politicienii au promis apă și canalizare acolo. Chiar și cei de pe aerodrom, la un moment dat, exact, și acolo, deci de acolo se va începe. Repet, investiția este importantă în special pentru oraș, dar și pentru suburbii. Acolo unde nu este apă, vor fi dezvoltate rețelele principale. Vor fi dezvoltate câteva rețele principale pe canalizare, după care înțeleg că dacă vor rămâne bani din licitație și din execuție, vor fi suplimentate sumele tot pentru realizarea acestor investiții. La Hârlău au rămas foarte mulți bani, asta și pentru că Pașcani la momentul respectiv a refuzat aceste investiții și s-a făcut o stație de epurare cu banii rămași și redirecționați din fonduri europene. Salubritatea? Intrăm pe ciclu ADIS. Și cu salubritatea. Astăzi m-am interesat pe acest subiect. Se așteaptă ca tot până la jumătatea acestui an să fie făcută licitația pentru desemnarea operatorului de salubritate. Știm că operatorul de la noi, de la Pașcani, făcea o alianță cu cel de la Târgu Frumos și cu cel de la Iași pentru a... Este o a doua etapă pentru subcontractarea în serviciu. Mă refer aici la operatorul care va asigura transportul
gunoiul menajer din punctele, din stațiile de transfer până la depozitul ecologic de la Țuțora. Stațiile de transfer, stația de transfer de care ne interesează de la Ruginoasa, este făcută și urmează să fie dată în folosință și se va întâmpla cel mai probabil în primăvara acestui an. Marea problemă este că Pașcani nu s-a aliniat, nu este conform niciun fel, nu este pregătit în niciun fel pentru a implementa acest proiect, da? Vorbim de ADIS, de o gestionare centralizată a serviciului de salubritate. Spuneau că fac acele platforme de... Trebuiau făcute acele platforme. Părerea mea că nici în acest an nu vor fi făcute. De ce? Fondul nu sunt necesare? În proiect sunt prevăzute în jur de 400 de platforme, dar raportat la populația municipiului Pașcani, 40 ceva de mii de locuitori, în realitate sunt mai puțini. Dom'le, dar n-au fost făcute, nu 400, nici 100 n-au fost făcute, nici măcar ne aflăm în faza, deși subiectul s-a discutat intens, în identificarea, noi tot identificăm locațiile de câteva luni de zile, de anul trecut. Unde anume ar trebui să fie amplasate aceste... M-am dus spre Probota astă vară și am văzut mici platforme făcute la țară, în sate. Bun, aceste platforme nu pot fi... Am întrebat și am spus, așa nici s-a dictat, așa... Da, dar nu pot fi oricum făcute. Ele trebuie betonate, erau betonate cu gard, exact, și cu camere de luat vederi supravegheate. Asta nu mai știu dacă aveau sau nu. Da? La deci țară, sunt undeva. Niște standarde și marea problemă reclamată de administrația locală este că nu sunt cărți funciare și că nu se mai poate face nimic fără cărți funciare. Ori până acum administrațiile locale nu au lucrat în acest sens și orice faci de acum încolo pentru fiecare metru pătrat din spațiul de betonat, public, trebuie mai întâi să ai aceste cărți funciare. Iar un astfel de demers și costă, vorbim și timp și bani din bugetul local. Cert este că Pașcani nu a făcut nimic în acest domeniu. Și mă întreb, cum anume vom proceda, să spunem, de la jumătatea acestui an sau înspre toamna acestui an, dacă va veni ADIS-ul și va spune, gata, avem operatorul, de mâine intrăm. Unde intrăm? Păi, adică ce anume facem? Rămânem iar repetenți, ce facem? Problema este cu atât mai complicată. Sunt prevederi noi legislative cu sancțiuni foarte usturătoare apărute la sfârșitul anului trecut. O să plătim amenzi. Exact în zonele unde nu au fost implementate măsurile prevăzute în aceste înțelegeri cu Uniunea Europeană. Da? Și în special în ceea ce privește mediul. Adică, iată, nu am făcut platforme, nu colectăm, depozităm conform cu solicitările și angajamentele luate de România. Nu sortăm. Atunci plătim. Da. Și chiar aceste sancțiuni sunt usturătoare la nivelul administrației locale. Adică până la urmă tot din bugetul local. Și atunci pentru ce să cheltuim banii noștri? Nu mai bine pentru a face cărțile funciare, pentru a face toți pașii, pentru a fi și noi conform standardelor? Aude, eu am spus de la... De ce chiar din campanie electorală... Pe ultima sută de am metri. Am spus că actuala administrație, primarul și Consiliul Local ar trebui să identifice principalele teme, principalele probleme ale comunității care nu mai pot fi amânate, ci trebuie să neapărat rezolvate și să-și facă un fel de agendă de lucru cu termene foarte clare. Așa cum spune Dragnea că va monitoriza guvernul săptămânal, lunar, cu termene precise de realizare, de implementare a programului de guvernare, ei bine, așa ar trebui să se întâmple și la Pașcani. De ce? Pentru că obișnuința a fost următoarea și este și în momentul de față. Să fie răsturnate o serie de probleme care sunt greu de rezolvat, fie pentru că vedem ce se întâmplă, poate nu mai este nevoie, opoziția speculează această slăbiciune și concluzionează, domnule, dacă nu se face, înseamnă că peste 4 ani este bine pentru noi. Ori și opoziția și puterea trebuie să iese din această logică și trebuie neapărat să rezolve aceste probleme. Nu s-au pus
la masă opoziția și puterea pentru a rezolva împreună aceste probleme. Salubritatea este principală. Să ne iasă din minte că va face opoziția treabă în locul puterii. Nici într-un caz. Nu, dar, bine, nici gică contra să nu fii. Nu, nu e vorba de gică contra, dar hai dar să... Nici, nu vorbim nici la opoziție. Noi spunem așa opoziție și putere. Da. Ce ar fi dacă în loc de opoziție și putere am vedea în Consiliul Local 19 consilieri, păi asta trebuie 19 să aleși local, aici trebuie care să, să lucreze omule, să lucreze pentru comunitate. Nu să spună, eu sunt din opoziție, stau și mă uit la tine și eventual te monitorizez și mai scot 3 grozăvenii din gură și aștept ca atunci când putere să te erodezi și peste 4 ani de, cel puțin teoretic știu că atunci votat. Când s-au ales consilierii locali din partea PNL-ului, fiecare a venit cu un proiect, cu ceva. Și a spus, eu voi lucra pentru zona aia, eu voi lucra pentru zona și asta aia. Cu proiectele. Bun, a fost o teorie, nu știu cât sunt, dar măcar a fost. Puțin. Sunt câteva priorități locale. Una dintre ele este salubritatea. Ce e atât de greu de înțeles pentru politicieni? Indiferent de proiectele pe care le au în mapă, pe masă, sub masă, sunt câteva teme importante asupra cărora cei 19 consilieri trebuie să-și găsească și timp și voința necesară și să vină cu soluții pentru rezolvare. Salubritatea este una dintre ele. Raportul ăla, atât ar știu să facă opoziția, să facă un raport, da? Care este sau nu adevărat, oricum nu sunt soluții identificate și care să fie puse în practică. Ăia de la putere n-au făcut nimic pe subiectul ăsta. Trebuie rezolvată această problemă. E nevoie de o zi să stea în ședință. Două zile. Dom'le, ne asumăm sau nu să facem 400 de platforme? E prea mult. Bun, atunci câte facem? Facem 200. Când le facem? De unde luăm bani? Care este termenul de finalizare? Și așa mai departe. Ne vom trezi în vara acestui an, când vor veni ăia de la ADI și vor spune, îl vedeți pe ăsta? Este operatorul regional. De mâine vine și preia și colectează gunoiul, iar voi trebuie să-l duceți unde aveți la stația de sortare. Da? Și atenție că dacă îl depozitați pe unde apucați, așa cum faceți acum prin Pașcani, aveți amendă. Da? Ce va face primăria atunci? Ce vor face consilierii? Vor plăti amendă. Bun, dar o plătesc nu vor plăti amendă de la noi banii ăștia. Da, da? Din bugetul local, adică din banii noștri. Și se vor certa. Din cauza lor, fără din niciun rezultat. Lor. Deci, cu salubritatea este o mare problemă. Trebuie să spunem că aici sunt efecte și asupra fiecărui cetățean, da? Noi trebuie să... pentru că așa sunt normele, așa sunt cerințele. Depozitarea se face selectiv, da? Noi trebuie să ducem gunoiul și să-l depozităm separat. Hârtia, sticla și așa mai departe. Sunt sancțiuni și în acest domeniu. Apoi, trebuie să clarificăm și cum va rămâne cu operatorul local. Dacă va fi subcontractant, dacă va prinde o feliuță din această afacere sau, dacă nu, îl tragem pe linie moartă și îl punem în cui, așa cum a pus PSA-ul. Da. Și ne uităm la... Mai avem o colecție de oameni morți, da? De societăți aflate în conservare. Deci, din acest punct de vedere, este anul în care salubritatea trebuie clarificată în mod evident. Deci, anul în care se va deschide Pașcaniu, se va deschide ca un șantier și am văzut ce s-a întâmplat la Hârlău. Total transformat orașul într-un șantier, ani de zile, așa se va întâmpla și cu Pașcaniu. Evident că va fi greu de suportat, da? Pe timp de vară, ploaie, iarnă... Se betonează, se întoarnă asfalt... Deci va fi greu de suportat, dar în final, după ce vor fi înlocuite conductele și vor fi refăcute străzile care au fost asfaltate și acum urmează să fie sparte, va fi rezolvată o mare problemă, da, cu rețelele de apă și canalizare. Regiile noastre. Tocmai am vorbit despre una. Despre cea de gunoi. Crezi că va mai putea fi întinsă această problemă și în această... Elastic că se va rupe undeva. Uite, cu salubritatea este foarte clar. Dacă vine operatorul regional, în mod automat se decide și soarta operatorul local. Dacă rămâne în afacere sau nu, subcontractează sau nu, prinde ceva sau nu.
E foarte clar. Bun, aștept să văd care sunt soluțiile PNL-ului și dacă le va pune în practică, pentru că așa s-au lăudat că vor face. Aștept și soluțiile PSD-ului, care doarme în papuci pe acest subiect. A orașul pe mână. În ceea ce privește RAGCL-ul. Să vedem cu regia de termoficare, din punctul meu de vedere, nu cred că va prinde iarna anului viitor. O știu și politicienii. Și atunci ce fac? O mai țin așa, călduță? Păi iar mă întorc. Liberalii s-au lăudat că vin cu soluții. S-au făcut că fac control la PNL. Mă aștept să vină La RAGCL. Mă aștept să vină cu un raport pozitiv. Adică să spună că acolo este foarte bine. Așa? Au încercat o variantă ca datoria, o parte din problemele regiei să fie preluate, datorie să fie achitată tot din bugetul local. Da? Consilierii din PSD nu au fost de acord și vorbim de o sumă destul de mare, destul de importantă. De cealaltă parte, îți aduce aminte, primarul spunea, doamne, poate e cazul să facem un referendum. Și da, să vedem dacă mai avem nevoie să lumea vrea să subvenționeze în continuare, dacă avem nevoie în continuare de serviciu termic centralizat. Eu cred că va fi clarificată și situația RAGCL-ului, dar numai atunci când vom intra cu adevărat în criză. Până în toamna anul acestui an, nu cred că se va rezolva ceva. Ca de obicei, da? Urmează să fie frig afară și trebuie să deschidem robinetele și nu avem gaz. Uite, iată, că acum sunt geluri. Bun. Acum RAGCL-ul trăiește pe banii veniți din subvenții acum, nu? Sau pe ce? E adevărat, dar vorbim și de încasări. Deci acum cheltuie foarte mult. Rămâne de văzut dacă va încasa suficient ca să-și acopere aceste facturi, dar sunt regia are conturile blocate și are de achitat și facturi din urmă este situația complicată și cu Ministerul Finanțelor, unde sunt datorii istorice de sute de milioane de lei. E o situație tare complicată la RAGCL Pașcani și acolo e nevoie de multă înțelepciune și de un consens politic între consilieri și primar. Atâta timp cât va fi văzut această problemă ca un cartof fierbinte care trebuie aruncat din buzunarul executivului în cel al legislativului, de la PSD la PNL și invers, nu va fi rezolvată problema niciodată. Niciodată. Ar mai fi ceva acolo. Îl avem pe domnul Sorin Năcuță, care a îndrăznit să candideze, a fost vârf de lance în campanie electorală la locale. Rămâne de văzut dacă va rezista în funcție. Da, da, nu el e directorul. Nu este directorul, dar este numărul 2 în regie. Da, da, numărul 1 e soțul viceprimarului. E adevărat, dar este numărul 2 în regie și este, rămâne de văzut dacă va rezista în funcție, dacă PSD-ul dacă va încerca să se răzbune. Aha. Și să arunce vina problemelor din regie și pe dumnealui, sau dacă nu, în urma raportului, dacă din raport va reieși că sunt lucruri care trebuie schimbate acolo, dacă nu, cumva, toată conducerea de acolo ar trebui să plece acasă și să fie înlocuită cu alți oameni care își asumă responsabilitatea de a rezolva problemele. Dacă vor să o falimenteze și să o tragă pe linie moartă, asta cu vor să o falimenteze ține de o retorică lipsită de sens. Ea este în faliment. Păi este. Regia este în faliment, nu că vor să o falimenteze. În sensul să și ultimii bănuți să nu-i mai dea. Nu vorbim de ultimii bănuți. Acolo e nevoie de o decizie bărbătească. Din punct de vedere juridic, regia îndeplinește condițiile de a intra în insolvență. Insolvența e o etapă în care solicită protecția statului împotriva creditorilor și o reorganizare judiciară. Dar e nevoie de o decizie bărbătească. Da? Adică să aibă capacitatea, puterea, înțelegerea consilierei să iau astfel de decizie. Nu iau această decizie, ar trebui să vină cu altceva în loc. Adică să vină și să spună, doamne, nu mergem, nu solicităm o protecție a statului,
Noi nu suntem în stare, chemăm un administrator judiciar să scăpăm de datorii, dar, iată, venim și punem altceva în loc. Ăsta este planul nostru, așa cum liberale s-au luat, dacă vor veni cu soluții. Ăsta este planul nostru, în 3, 5, 7, 9 etape, haideți să-l punem la punct. Ori, nefiind de acord cu o decizie radicală și nepunând pe masă un plan de reorganizare, de relansare a societății, se cheltuie mai mult decât se produce. Și te duci și la sfârșitul este previzibil. Adică îmi este greu să cred că regia RGCL-ul va rezista foarte mult timp în aceste condiții. Chiar... Ar trebui să își mărească plaja de clienți. Ar trebui mult mai multe făcute, dar... Îți dau un exemplu. De pe banca asta... Îți dau un exemplu. Deci are și serviciul de transport. Mi-am adus aminte, da? Bun. Am publicat, iată, comunicatul de presă la sfârșitul anului. În prima zi de Crăciun, în prima zi de anul nou, în Pașcan, transportul în comun a fost închis, a fost nefuncțional. Am auzit, iată, de la șofer că ei au pretins să fie și a doua zi liber, nu? Pentru că e Crăciunul și anul nou. Cum să vină la servici? Bun, din punct de vedere al omului, poate fi înțelesă o astfel de abordare. Din punct de vedere al conducerii noastre. Dar din punct de vedere al funcției sociale, deci avem un serviciu de transport în comun. Ce s-ar întâmpla dacă în oraș, să ne uităm puțin în ea? Dar ce s-ar întâmpla dacă trenurile n-ar funcționa, că este anul nou și Crăciun? Dar la privat. Nu, dar vorbim de stat. Uite, deci la privat sunt zone unde este foc continuu, cum se spune. Dom'le, la București au fost suplimentate și cursele. Și alea de metrou. Și la metro, da? Nu s-a închis nimic. La Pașcane au tras autobuzele pe dreapta. A reacționat cineva? TV Bitu a scris. A publicat. A reacționat primăria? În niciun fel. Credeți că când l-am întrebat pe primar, era surprins de parcă vorbea de transportul de pe Marte. Domnul director de la regie era foarte supărat. Da? Și m-a trimis să mă uit și în ceilalți ani. Că, domnule, și un an trecut... Domnule, dacă am făcut o prostie și în anul trecut trebuie să continui și anul ăsta? Da. Da, despre asta vorbim. Din punctul meu de vedere, ar trebui să plece acasă toți de acolo, de la regie. Cei care asigură conducerea societății, pentru că nu au fost în stare și nici nu vor fi în stare. Demonstrează în fiecare zi. Nu vor fi în stare să vină cu altfel de soluții decât cele pe care le-au avut până acum. Da? Mă gândesc că de sărbători lumea se mai duce prin la țară, se mai duce prin Sâmburuvic, acolo au părinții, se mai întoarce că trebuie să vină la serviciu. Deci de sărbători taximetria a făcut bănuți. A făcut foarte mulți bani. Da? Bun. Foarte bine că au muncit. La Pașcan, transportul comun în loc să facă bani, a tras o blană și șoferii au fost trimiși acasă. Și acolo este sursă de unde se pot face. Este bine? Nu este bine. Bun. Ne așteptăm la soluții de relansare în societate? Să fim serioși. Și mai este PSA-ul. Ce îi facem? Îi dăm sau se ocupă cu cimitirile? Adică dacă tot am înmormântat societatea asta, îi facem și groapa? Sau cum? Nu știu. Dacă nu au soluții, să schimbe măcar la intrare, să nu mai scrie PSA, să scrie cimitirul municipal. E o idee. Da? Că tot nu... Și ca să nu mai meargă lumea, că vrea un loc de groapă, să mai meargă la Părintele Postolache sau la primar, să meargă direct. Eu cred că în acest an va fi clarificată și situația PSA-ului. Mi este greu să cred că încă un an de zile această societate va rezista din fără ce? Să aibă obiect de activitate. Din ce? Hai, au fost datorii. Încasarea facturilor restante. Dar da, bun, este nefiresc. Este nefiresc. Cu atât mai mult cu cât, repet, în programul electoral al primarului erau chestiuni foarte clare cuprinse acolo că societatea urmează să primească obiecte de activitate cu asociațiile, cu da. Parcările, cu da. Cimitirul și așa mai departe. Poate va face chiar platformele astea de gunoi. Și aceste platforme nu contează. Important e ca societatea respectivă să funcționeze sau să fie desființată, nu, dar să fie clarificată situația respectivă. Și ar fi păcat să fie desființată, pentru că, repet, de lucru. Este nevoie de o societate, la Iași funcționează, care să administreze. Să administreze asociațiile de proprietari și alte lucrări de interes public. Deci astea sunt cu regiile noastre.
trebuia să discutăm și trebuie să discutăm ce se vede. Avem guvern PSD, avem conducere la Iași, PSD, avem conducere la Pașcani, PSD. Axa asta, București, Iași, Pașcani, e favorabilă dezvoltării economice a noastră? Eu aș vedea axa invers, Pașcani, Iași, București. Pentru dar că nu dacă suntem noi centru de greutate. Noi păi ar trebui să, de aici să pornească lucrurile, pentru că dacă așteptăm să vină Dragnea la Pașcani, nu o să vină niciodată. Axa ar trebui să fie Pașcani, Iași, București. Iar interesul să pornească de la Pașcani. Este o situație, din punct de vedere administrativ și politic, o situație destul de bună. Adică avem primar și majoritate în Consiliul Local PSD. Corect. Avem președinte al Consiliului Județean și majoritate PSD în Consiliul Județean. Avem guvernare PSD și avem parlamentari de Pașcani, domnul Axinte. Avem parlamentari care se înțelege chiar cu primarul, că până acum poate erau niște discuții. Eu aș dori să se înțeleagă și asupra interesului. Nu, mă refer că se pot înțelege oricum, așa că se pot înțelege și... Deci, din acest punct de vedere, sunt toate premisele pentru ca un proiect sau o inițiativă pornită de la Pașcani să aibă un parcurs bun, să aibă sprijinul necesar pentru a fi dus la bun sfârșit. Înțeleg că doresc să facă parcuri industriale pe zona Pașcani. A fost o declarație a președintelui Consiliului Județean. Înțeleg, în urma unei întrebări adresate de un jurnalist de la Iași, ei au la nivelul județului în derulare un proiect pentru parcul industrial de la Lețcani. Au fost ceva probleme în legătură cu licitațiile, cu documentațiile. Zona unde va trebui să treacă autostrada. Dar înțeleg că au fost rezolvate și caută acum specialiști pentru întocmirea acestor documentații tehnice și se estimează că într-un an de zile ar urma să fie făcută această investiție. Dar au în vedere ca în acești ani să mai fie făcute încă două sau trei parcuri industriale în județ și cum era în mod firesc, au fost identificate principale aglomerări urbane. Pașcani este destul de greu. Al doilea oraș din județ. S-a vorbit despre Târgu Frumos, Hârlău și chiar podul Iloaiei, dar aș spune... Dar podul Iloaiei acolo, aproape puțin forțat, da. Bun, am discutat astăzi cu purtătorul de cuvânt și spunea că Pașcanul este o prioritate. Chiar a dat o declarație în acest sens. Este pentru prima dată când aflu că... Cei la ea spun că Pașcanul e o prioritate. Pașcanul este o prioritate, da, și pe o chestiune concretă, pentru realizarea unui parc industrial la Pașcani. A apărut în presă că, iată, Pașcanul, că Iașul vrea și Pașcanul nu are, nu este în stare să identifice o suprafață de teren. O, nu, avem. Astăzi am înțeles de la primar că Pașcanul ar avea la dispoziție în jur de 300 de hectare de teren, pășuni, fânețe, dar o parte din ele urmează să fie puse la dispoziția solicitanților prin legile de fond funciar. Și o parte, ar mai rămâne ceva, și dacă nu ar fi suficient, primăria ar putea cumpăra teren pentru a pune la dispoziție unei astfel de investiții. Acest subiect a pornit oarecum invers, de la o declarație de intenție. Da. Consiliul Județean nu a informat Pașcanul și nici Târgu și nici Hârlău că vor să facă un astfel de parc industrial, urmează să trimită astfel de adrese, urmează să fie făcute documentațiile necesare, spun ei, până la jumătatea acestui an. Se așteaptă de asemenea participare asumată din partea administrațiilor locale. Primarul a spus, domnule, noi dacă vom fi solicitați într-un astfel de proiect, vom veni, vom găsi terenul respectiv, eventual îl cumpărăm. Condițiile sunt următoarele. Nu terenul ar trebui să aibă acum utilitățile, ci
dacă se pornește la ce să fie totul, demararea unui astfel de proiect, să administrația locală, Pașcaniu, să facă tot posibilul ca până la finalizarea proiectului să fie puse la dispoziție utilitățile. Adică dacă am teren în câmp, de exemplu, da, Pașcaniu să-i facă un drum, să aibă acces, da, să aibă energie acces, electrică, să energie aibă electrică, apă, gaz, apă și așa mai departe. Bun. Pentru cei care nu înțeleg ce sunt aceste parcuri industriale, o zonă amenajată, pusă la dispoziția investitorilor, ei pentru doar să vină cu bani, să-și pună utilajele, halele acolo și să înceapă să producă. Adică o facilitate extraordinară pusă la dispoziția lor, pe de o parte pentru a produce, a contribui prin urmare la bugetul local, dar cel mai important lucru este pentru a crea noi locuri de muncă. Corect. Cum a fost la Jucu? Este exemplu care îl știe toată Cluj, lumea. Un bun exemplu, pentru că acolo sunt mai multe parcuri industriale, dar da, astăzi, căutând o fotografie, am văzut multe exemple, multe alte parcuri industriale, lângă Râmnicu, Vâlcea, Brașov și așa mai departe, care funcționează, adică duduie, da? Așa ar trebui să se întâmple și la Pașcani. Tu ești jurnalist vechi. Ai încredere în noul stil de guvern? Adică, așa cum a spus Dragnea, vreau să fac așa. Și i-a chemat la ședință, i-a pus de pe 4 ianuarie, i-a băgat în priză. Eu și pe parlamentar. Și stilul ăsta, adică executivul, într-un fel, subordonat legislativul. Legislativul face legi, executivul execută și reușește. Nu invers. Guvernul cumva deasupra Parlamentului, iar Parlamentul era așa o masă amorfă de oameni care nu erau puși la treabă. După cât am văzut discuțiile cu Dragnea de pe la unele posturi centrale, spune așa, Parlamentul îi va da de lucru Guvernului și ai și spus, îl vei monitoriza săptămânal, lunar și toate din funcția lui pe care îl are. S-a pus în discuție și... Adică va fi mai bine, vedem ceva bine pentru zona asta a Moldovei, a noastră, de unde deci, investiții vor veni. Din acest punct de vedere, această axă care s-a deschis, Pașcani, Iași, București, ar putea aduce, să spun așa, investiții, dar ar putea să creeze un anumit beneficiu administrativ municipiului Pașcani. Primarul spunea că intenționează să meargă la București chiar înainte de după votarea bugetului de stat, pentru a discuta cu reprezentanții guvernului, cu Dragnea sau care este președintele lui de partid, Petru, sau da, cu alții, pentru a fi susținute o serie de proiecte de la Pașcani. Deja a fost înaintată încă de anul trecut o solicitare pentru a obține finanțare pentru strada Gării și o a doua cerere, înțeleg, ar fi cea pentru iluminatul public, pentru modernizarea iluminatului public din Pașcani. Bun. Din acest punct de vedere, mă aștept ca Pașcani să aibă beneficii. Dacă sunt bani de împărțit, iar guvernul PSD a ajuns la guvernare, are cuțitul și pâinea care urmează să fie împărțită, mă aștept ca și Pașcani să primească ceva. Această hotărâre care o văd criticată, da? Că, iată, e guvernul Dragnea conduce, guvernul PSD, bun, nu știu ce, este mai puțin important, cel puțin bun, deocamdată. Dacă PSD-ul Dragnea reușește să monitorizeze, iar efectul principal al acestei monitorizări, până la urmă, a membrilor săi de partid, da? Da, corect, da, care au ajuns miniștri. Echipa care iar rezultatul este acolo, da, că reușesc să îndeplinească promisiunile electorale, iar măsurile să producă beneficii sociale, este ok. Mai puțin mă interesează... Cine e prim-ministru, cine e ministru cu tare, cine... Uite, apropo, din zona Iașului n-avem un ministru, cum spuneai și tu. Este o mare... Dar și dacă am avut, este o mare nu s-a simțit prea mult. Este o palmă. Din 26 de guverne, pardon, de ministere, nu avem un ministru. Din zona Iași. Din zona Iași, universitară. Zona universitară, da, da. Asta demonstrează
încă o dată, slăbiciunile politice, lipsa capacității de negociere, de a se impune a echipei de la Iași, și pentru că sunt fricțiuni între cele două tabere, tabăra lui Chirica și tabăra lui Victorel Lupu. Este foarte clar, Pașcanu nu este reprezentat la nivel guvernamental. Este slab reprezentat și din punct de vedere al parlamentarilor. Păi, până acum aveam doi parlamentari, măcar. Un senator, și un deputat. Și un deputat, chiar doi deputați, da. Să spunem așa, unul de pe la opoziție, pe la Iași. Dar acum avem un singur deputat, noi Pașcaniu. Vom vedea. Eu am așteptări. Oricum, timpul se scurge repede. Nici o justificare nu va avea actualul primar Dumitru Pantazi, echipa de la PSD, că nu a reușit să-și îndeplinească, să ducă la îndeplinire anumite obiective de investiții. Au totul. Da? Au bani, iată, 7 milioane de lei și de bugetar. Au majoritate în Consiliul Local, au reprezentare, majoritate în Consiliul Județean, au guvernare, au absolut orice. Da? Trebuie să găsească toate pârghiile. Înțelepciune și spor la treabă. Asta le trebuie. Exact. Înțelepciune și spor la treabă. Să rezolve aceste probleme. Poate discutăm puțin despre investiții. Ce vor să facă în acest an la Pașcani. Se creionează o listă de investiții. Palatul Cantacuzino, da. Astăzi... În sfârșit a primit vot favorabil și... Că s-a trecut cu bine de această etapă de evaluare administrativă. Data trecută a fost respins din cauza unor probleme. Acum s-a trecut la a doua etapă de evaluare. Poate că și vin și bănuți. Poate că vom avea noroc cu acest proiect și rezolvăm cu Palatul Cantacuzino. Este acest proiect, s-a încheiat contractul pentru studiul de fezabilitate, iluminatul stradal. Vom vedea care vor fi soluțiile. Din punct de vedere a iluminatului, îl face administrația locală? Știi că înainte era pe E.ON să fie făcut cumva de E.ON? Nu, va rămâne în aceeași formulă cu E.ON-ul, pentru că, mă rog, sunt niște motivații tehnice, nu vreau să le... să intru în detaliu pe acest subiect, dar se așteaptă studiu tehnic, după care se va organiza licitație și vor începe lucrările de modernizare a iluminatului public, o investiție cu orizont de așteptare în 2 ani de zile. Dacă nu vor fi resurse de la guvern, se va apela la bugetul local și la credite. La fel cu acest parc industrial, spunea purtătorul de cuvânt că dacă nu vor fi fonduri europene, va fi făcut din fonduri guvernamentale sau chiar de la bugetul Consiliului Județean, ceea ce este, repet, okay, o premieră, pentru că bugetul Consiliului Județean n-a fost niciodată angajat de anvergură, să spunem, pentru o investiție mai mult spre zona Iași. Exact. Spre zona Iași era. Și sună bine să aud că cineva se mai ocupă sau măcar bine dacă reușim, atenția spre Pașcani. Dacă reușim să accesăm banii altora și resursele altora, așa se într-un... Două mari proiecte are județul. Master planul pe drumuri și acesta cu parcurile industriale. Și în proiecția lor este inclus și Pașcaniu. Și asta este bine. Păi, și zona Pașcaniu. Până la urmă, oamenii cred că n-au avut gând să ne mai... avem o greutate aici. În primul rând, sunt ceva locuri de muncă dezvoltate privat. Uite, avem Proinvestul. Este în continuare uzina. Deci nu suntem chiar un oraș care am decăzut. Creștem, dar trebuie să fim și ajutați la un moment dat. Biluții? Cam am ajuns la biluții. Ceva bile albe și bile negre. Stau și mă gândesc cum să le dau. Bila albă, să spunem așa, pentru anul trecut, da? Aș da o bilă albă... Dacă ar fi, să spunem așa, omul anului sau pentru anul trecut la Pașcani, cred că ar fi doamna Gabriela Nedelcu, bila albă pentru dumneai. Este un personaj politic care
s-a reinventat. Ea a fost înainte parlamentar, dar iată, a ajuns viceprimar și a reușit să se impună. Se vede. Se vede că în zona dumneai se mișcă lucrurile și în primărie vorbeam și de activitatea culturală. A reușit să-și creioneze, da, o anumită identitate politică și administrativă. Dacă o ține tot așa, e foarte bine și cred eu că va candida pentru primăria Pașcani. Bilă neagră, aș merge pe dezamăgirile despre care am vorbit. Prima dezamăgire, prin urmare, bilă neagră opoziției din Consiliul Local, pentru că nu a reușit să se facă folositoare. N-a reușit să iese din această retorică politică și nu a reușit să demonstreze că poate fi eficientă, da? Că poate să contribuie la realizarea unor proiecte, rezolvarea unor probleme ale comunității și mai ales pentru faptul că au promis că vor veni cu soluții pentru relansarea celor trei societăți aflate în subordinea Consiliului Local. Anul trecut, în noiembrie, era termenul limită. N-au venit nici până acum cu acele rapoarte, cu acele soluții. Pe mine mă interesează mai mult soluțiile decât criticile de acolo. Știm și noi problemele de acolo. Am discutat despre ele de 100 de ori, da? Bun. Și cea de-a doua mare dezamăgire se îndreaptă spre executivul local, am spus, pentru că, deși a fost o relansare, o restartare administrativă după alegerile din locale din vara anului trecut, nu au reușit să fie puse, reinventate, rezolvate principalele probleme ale comunității. Da? Vorbesc de problema cu asociațiile de proprietari, primul lucru, cu salubritatea. Tot am vorbit despre cimitir, l-am dat la spate de 1000 de ori fără să-l rezolvăm. Pentru frământările din cadrul primăriei Pașcani, o degringoladă greu de înțeles și pentru faptul că, iată, banii publici alocați investițiilor nu au reușit să-și găsească locul, dar chiar dacă noi numim asta ca fiind un excedent și chiar dacă motivele pot fi înțelese, da? Acest blocaj pe achiziții, dar până la urmă ne interesează ca lucrurile să fie rezolvate, da? Nu să fie într-o perpetuă așteptare. Biluțe albe. Eu am să merg cu bilă albă spre domeniul economic al orașului, nu politic. S-a restartat, vreau să dau unei firme și managerului firmei, Proinvest, pentru că a luat și a acaparat, a prins fabrica de scule. Și văd că o ridică. A păstrat locurile de muncă acolo a oamenilor. E bine. Dacă am avea în zonă încă 2-3 din ăștia, altfel s-ar descurca Pașcani. Biluță neagră politicului, în general politicului. Pentru că se ceartă și nu construiește. Cam atât. Da, de luni reîncepem cu pulsul zilei, ne revedem la ora 20, punem în discuție principalele evenimente ale zilei, le comentăm, le dezbatem atunci când vor fi invitați, în mod evident cu invitații, dacă nu, pur și simplu discutăm despre evenimente, deci ne apucăm din nou de treabă. Dragii mei, ce să facem? O seară frumoasă vă dorim, un weekend minunat și de-a Domnul să ne vedem luni cu bine. Cu sănătate. Frumos.